Domnule președinte, încă una din investițiile majore pe care le-ați demarat în județul Vrancea prinde contur, de fapt este aproape la definalizare. În ciuda cârcotașilor și dușmanilor acestui județ, pentru că eu vă spun foarte clar, liberalii pedeliști, da, sunt cei mai mari dușmani ai acestei comunități, a județului Vrancea. Deci mint pe cetățeni, sunt răi și sunt incompetenți. Deci în spatele meu, cum și tot ce ați văzut pe lungimea, cum nu spun, aceste investiții, se află extraordinar de multă muncă, extraordinar de multă dăruire, profesionalism din partea constructorilor, o lucrare, din punct de vedere tehnic, destul de grea, dar care, vă asigur, așa cum știți foarte bine că eu când spun da e da și când spun nu e nu, vă spun da, acest drum, ca și DN2D-ul, ca și toate celelalte investiții pe care le-am finanțat și de care m-am ocupat în județul Vrancea, va deveni realitate.